descris povestea. Acum s-a mai duc la peruș să le citesc. Hei, salut! Vreți să vă citesc o poveste scrisă de mine? Da? Bine, uite! Povestea perușilor Blu și Gădănița. A fost odată ca niciodată niște peruși la magazinul de animale și o familie pe nume Sandu și-au propus să-și ia peruși și s-au dus la magazinul de animale și au văzut niște peruși super. Unul de culoare galben, iar unul albastru. În acel moment, familia i-a îndrăgit foarte mult și a decis să-i ia acasă. Povestea continuă, dar în altă zi. Acum vreau să mă joc cu ei. O să-i spun lui tati să-mi dea. Tata, mi-o dai, te rog, pe gălbeniara să mă joc cu ea? Da, tati, acum, o secundă, mai am aici de dat un click la ăsta și... Așa. Ce ziceai că vrei să-ți dau un papagal? Acum ți-l dă, tati. Ia să văd. Ce vrei să-ți dau? Pe care îl vrei? Pe galbeniara. Galbeniara? Ia să vedem. Cum o prindem noi pe galbeniara? Hai, vine un coace galbeniara. Papagalii ăștia încă nu s-au domesticit. Așa, am prins-o. Ține, tati, poftim. Uite pe galbeniara dacă te-ai ajutat. Da, tati, da. Așa. Hai că eu mă duc să-mi continui treaba. Așa, asta o aveai cu tine acolo să te joci cu ea? Nu. Nu. Uite, eu dai așa să cipească de acolo. Țup, țup, țup. Ți-o pune aici pe degețel. Așa, da? Ok. Da, tata, ai căzut pana. Am văzut. Wow! 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 Știi de unde e asta? De la Owa Kinder. De la Owa Kinder. Tata, vreau un nou Kinder, te rog. Hai, băi, Erica, dar mai am un pic de treabă, tati, aici. Un pic mai să transfer cu calculator pe altul. Și în afară de asta vreau să merg să fac și un duș. Chiar vrei acum neapărat un Kinder? Da, te rog, vreau. De poftă, mi-a tu de poftă, Ian. Of, bine, hai că mă duc să-ți cumpăr nou Kinder. Parcă nu pot să te văd așa. Vin repede înapoi. Oh, Kinder, oh, Kinder la ora asta. Oh, doamne, copiii ăștia. Să mă duc să văd de unde iau un nou Kinder. Am ajuns la ouă. Avem din astea, o mic sau o mare? Cred că am să iau o nouă mare. Ăștia așa sau ăștia așa? Luăm așa unul cu moșul, pe galben. Gata, asta. Kinder Surprise Maxi. Ok. O să-i fac o surpriză. Erica, dar unde a plecat tata? Am auzit ușa. Nu zicea el că vrea să facă duș? Ba da, doar că l-am trimis să-mi iau un nou Kinder. Păi, și dacă a plecat jos, nu crezi că este o ocazie bună să-i întorci farsa? Atunci când te-am murdărit, îți aduce aminte, nu? Da, da, da! Haide să facem! Hai să batem palma! Mă duc să aduc un colorant. Ce culoare vrei? Roșu! Roșu aduc, am plecat! Stop, haide să vedem în ce îl punem. Într-o cutie de șampon. Haide, uite, ține-l și hai să mergem la baie să vedem. În primul îl vom pune. Să punem capacul repede. Să nu ne prindă tata aici. Că nu pricep. Să nu vadă nimic roșu. Ia tu ăsta și strânge-l. Pune-i capacul. Poftim. Repede. E ca nou. Ține, fată, ți-am luat-o mare. Da, ți-am luat-o mare. Care nu ți-am mai luat de mult și de asta ți-am luat așa. Du-te, du-te! Eu mă duc să mă pregătesc de un duș între timp. Bine? Da! Da!
tati, eu am plecat la duș. Dacă ai nevoie de ajutor pentru ou, strigi la mami, da? Da. Ok, bine. Oare ce face tata la baie? Nu știu. De-abia aștept să-l văd. Eu. Ce se aude? Nu știu. Oare ce-a făcut? A few moments later. Ia, Erica, vine tata de la baie. Da? Da? Ia să vedem. Ce faceți, domnișoarelor? Bine. Faceți bine, nu? Foarte bine, tu? Da, eu nu fac atât de bine. Wow. Ia uitați-vă la mine. Uitați-vă. Da, Amin? Păzește-ți spatele pentru că vei urma. La Erica eram dator, trebuia să o pățesc pentru că i-am făcut-o și eu ei. Dar ție, mami, se va întoarce, da? Hai să vezi. Eu mă voi păzi. Voi copii, scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest video și ce fel de farse mai vreți să vedeți la noi. Și dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un mare like și să vă abonați. Pa, pa. Mă duc să insist. Poate se duce până mâine.